Bună seara și bine v-am regăsit! Este vineri și atunci avem un nou popas folcloric, intrăm în casele dumneavoastră. Sunt Claudia Cocoș și în această seară vă invit să rămâneți alături pentru că eu cred că vă veți bucura de melodiile pe care vi le-au pregătit invitații mei, pentru că am alături de mine câțiva domni care prețuiesc și iubesc cântecul popular tare mult și vor să ne transmită și nouă ceea ce dumnealor iubesc și le place tare mult să aducă mai departe aceste cântece frumoase, autentice. Oltenești. Cu siguranță sunt mândria Vișinei, iar toată lumea de acolo care îi va vedea în această seară vor fi mândri de ei, pentru că îi am alături de mine pe domnul Ionel Marcu, alături de o parte din ansamblul Vișinarii, grupul Vișinarii din Olt. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Un cor frumos în această seară, mulți domni iubitori de folclor! Da, într-adevăr, venim din comuna Vișina Veche cu mare drag, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Grupul meu este compus din 9 persoane, dar am venit într-o formulă mai restrânsă, că e mai bine. Sigur. Poate într-o zi vom putea cunoaște toți membrii grupului dumneavoastră, însă înainte de a porni noi discuția și de a ne și cânta, vreau să invit pe cei de acasă să ne sune la numărul de telefon afișat pe ecran 0720 880 480. Aici ne puteți apela pentru a face dedicații și în această seară de vineri. Domnul Ionel Marcu, mă îndrept către dumneavoastră. Dumneavoastră veți fi cel interogat în această seară pentru că sunteți coordonatorul acestor domni. Și vreau să știu, în primul rând, de cât timp vă ocupați de acest grup? Eu mă ocup de la Revoluție. De la Revoluție, de activitatea culturală în comuna Vișina, însă grupul l-am înființat în 2004. Am avut niște copii care i-am instruit pentru jocuri, formații artistice, pentru că la noi sunt foarte multe jocuri populare. Da. Și acum am grupul care am venit la dumneavoastră în emisiune. Vreau să mergem mai departe însă cu un telefon pentru că cei de acasă vor să stea de vorbă cu noi în această seară, așa că spun bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Claudia din Craiovița Nouă! Bun venit, Claudia! Te ascultăm cu drag! Aș dori și pentru toți care mă cunosc, pentru fratele meu, pentru dumneavoastră și invitații dumneavoastră și mulțumim din spate de acolo, de răspund la telefoane. Și pentru colegii mei, sigur că da, și pentru colegii mei de la cameră! Că altfel n-ați fi aici pe post. Așa este. La ora aceasta. Așa este. Cu străinătatea dacă au dânsii. Vedem ce ne-au pregătit invitații mei, însă nu contează că este despre străinătate sau nu, noi îți dedicăm cu drag toate melodiile. Mulțumesc. Și eu... cu dușmanii, că am o boală pe dușmani. Știi... Avem cu dușmani. Toată lumea are boală pe dușmani. Avem tot. Cu toții avem. Îți mulțumim frumos, Claudia, pentru telefon și cu drag te așteptăm și altă dată. Despre dușmani, aveți? Ați pregătit? Nu avem în repertoriu, dar putem cânta live dacă... care sunt, de fapt, versurile despre dușmani care credeți că sunt cele mai reprezentative și pentru dumneavoastră? Plină-i lumea de dușmani ca drumul de bolovani. Să știți că din telefoanele telespectatorilor noștri, melodiile cu dușmanii sunt cele mai cerute și fac seama că toată lumea, e plină lumea de dușmani. Da. Haideți să cunoaștem și pe membrii grupului care au venit în această seară aici și vreau să încep de acolo, de lângă domnul Ionel. Da, eu mă numesc Florin Tănase, din comuna Vișina Veche. Și m-am înscris de la începutul acestui grup, care în 2004 a avut preselecție, da. Noi începând normal din 2003-2004, iar în 2004 s-a început grupul, selecția de grupuri și de băieți. A fost grea selecția? Da. Au fost 25 au fost pentru... l-a selectat domn director. Cum a știut să... L-a ales dânsul pe Sprânceană și pe este... calitățile vocale. Da. Dar este dur domn director, cum îi spuneți dumneavoastră? Da, domn director, dar cum? De atunci am avut probleme. Prima dată am fost foarte greu, că înainte de a înscrie grupul am avut probleme că nu ne-a acordat multe șanse primarii dinainte. Că dar cultural a fost stat închis. A fost închis, dar în momentul...
Următor, când a intrat domn director la Căminul Cultural acolo, ne-a acordat și domnul primar, actual primar, care... Constantin Stănescu. Constantin Stănescu. Pe care îl salutăm. Pe care îl salutăm și îi mulțumim foarte mult, din toate punctele de vedere, că ne-a acordat toate șansele posibile, peste tot pe unde a mers și plus că ne-a sponsorizat peste tot pe unde a mers, ne-a acordat maximum. Și foarte prezența mult. Noastră aici și în studio, cu ajutorul dânsului. Da. Sigur, eu știu asta și pot să confirm și mulțumim tare mult domnului primar pentru că vă susține și ne putem bucura și noi de melodiile dumneavoastră pentru că aveți în repertoriu cântece autentice, cântece culese din bătrâni. Da, sigur că da. Haideți să mergem mai departe să cunoaștem următorul membru. Eu mă numesc Ionel Petroi, sunt în Bicina, dar nu domnul din Bicina Ionel. Veche, Bicina Nouă. Și iubesc foarte mult muzica populară de mic copil. Domnul Ionel Marco m-a apreciat, mă vă cunoaște mai de mult. Vă întrerup foarte puțin pentru că vreau să luăm un telefon, să nu-i facem pe cei de acasă să aștepte domnul prea Ionel mult. Domnul Ionel Marco mă cunoaște mai de mult și m-a apreciat, a ținut o preselecție și dânsul m-a apreciat foarte mult de... Am înțeles. Imediat mă întorc la dumneavoastră, văd că sunteți vorbăreți și vreți să vorbiți cu mine în această seară. Haideți să spunem din nou bună seara! Bună seara, Claudia! Bună seara! Bun venit alături de noi! Maria Mucă din Lipo. Da, domnul Marian, eu v-am recunoscut. Să salut și eu invitații dumneavoastră, să le zic o seară bună. Bună seara! Chiar vreau și o melodie cu primarul, dacă aveți. Cu primarul? Nu, da, cu primarul. Să fie din partea lui Dan Vărțomega, Albu Liviu, Drăguț Bașoveanu și Mitrache Mihai, Onciu, Doru Sârță și Sidu Bogdan. Pentru primarul Mitică Dovescu, secretarul Aurel Bușică și pentru tot din primărie. Să vă zicem o seară bună și să ne atingi sănătoși și lumea să vină. Mulțumim tare mult și noi că ne sunteți dumneavoastră alături și pentru dumneavoastră spun eu să fie toate melodiile invitațiilor mei. Revin acum la dumneavoastră, domnul Ionel. Da. Ce voia să mai spuneți? De cât timp sunteți dumneavoastră? Tot din 2004, tot da? Tot din 2004, dumnealui a ținut o preselecție, ne-a ales pe fiecare. A fost, într-adevăr, cum a spus dumnealui, 20 și ceva de persoane. Din astea s-a ales 8 persoane care suntem în grup. Și v-ați numărat printre norocoși. Haideți să mergem mai departe, să-l cunoaștem pe colegul dumneavoastră și noi. Bună seara. Bună seara, sunt Neicu Florin, tot un membru al grupului mai vechi de la început și am mers înainte, că așa a fost frumos să nu ne despărțim, să mergem cu muzica populară în continuare, să cântăm, să fie ceva frumos pentru foarte comuna noastră, bine. Să mergem tot înainte. Și am venit la dumneavoastră aici să fie frumos, să fie să ne distrăm în această bine, seară da, și să începem weekendul. Să prezentăm tot folclorul nostru care îl avem și ce să mai vă spunem, ne bucurăm de invitație. Și noi ne bucurăm care, de prezența da, dumneavoastră. De emoții, că asta e, da. Nicio problemă. Da. Mergem mai departe. Da. Cu cine stăm de vorbă aici? Să românaș, îmi pare bine că suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm de invitația pe care ne-ați făcut-o. Cum vă numiți? Nicolae Sincu. Domnul Nicolae, tot din 2004, membru... Eu sunt un pic mai târziu. Un an mai târziu. Din 2005. Mi-a plăcut să fiu alături de prietenii mei, că suntem toți din același sat. Ce să vă spun mai mult? Foarte folclorul bine. L-am în suflet de când eram copil. Mi-a plăcut și fiind alături de... prietenii mei și colegii mei, că mulți am fost colegi de clasă, de școală, de asta. Hai mă, să mă duc și eu, să vedem. Și iată că ați reușit. Și sigur că prietenii da. M-au primit cu drag. Ce să vă spun mai mult? Eu vreau să mergem mai departe, însă, înainte de toate, mai luăm un telefon. Un telespectator care vrea să ne vorbească în această seară, să facă dedicații, spun bună seara. Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Onciu din Lipov. Vă ascultăm! Aș vrea să fac și o dedicație. Da? Pentru domn primar din Lipov, pentru doamna Anișoara, pentru domnișoara Mihaela,
pentru Marian Bucă, zis Berbecel. Cum? Zis Berbecel. Așa. Pentru altcineva mai aveți de făcut dedicații? Pentru Marian Dobrescu. Am înțeles. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Pentru telefon, să aveți o seară frumoasă. Cu cine stăm de vorbă aici? Să rămână. Mă numesc Savu Ion. Sunt în comuna Șerbănești și Turețul Olt. Din 95 mi-am mutat domiciliul în comuna Brastavățul, sat Gară Vicina. Am cunoscut pe domnul director și el m-a văzut la o nuntă și a zis să vin în formație și de atunci suntem împreună. Ați dat și dumneavoastră preselecția? Mai târziu. Ați scăpat mai de preselecție? Târziu, da. Așa este. Domnul Ionel, câți membri sunt în total? Aici avem o formulă restrânsă, așa cum spuneam. Deci suntem 8 persoane. 8 persoane de bază. Mai am alții care sunt plecați la muncă în Germania și ăștia defilăm, 8 persoane. Și mergeți la spectacole, mergeți la evenimente? La spectacole unde suntem invitați de zilele diferitelor comune, de primarii respectivi. Am mers cu drag, am mai făcut și ceva filmări. Noi suntem, nu suntem profesioniști, suntem amatori, cum v-am zis, de acolo, de la țară, din țărână, venim. Amatori care iubesc tare mult cântecul popular și dumneavoastră chiar promovați ceea ce înseamnă asta cântecul autentic. Da, da, da. De unde a pornit ideea acestui ansamblu? Deci eu, în 1982, eram la Școala Populară de Artă, aici în Craiova, și am avut un profesor de canto care nu mai este, Lili Caimac se numea, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis, măi, la tine, la Vișina, acolo, sunt foarte mulți băieți care știu să cânte, să faci un grup vocal bărbătesc. Păi, domn profesor, eu dacă sunt la școală aici, când să merg eu acolo să fac așa ceva? După aceea am avut ca profesoare și pe doamna Paula Dogăroiu, pe care îi spun să rămână. Am lucrat la Iug, unde am activat la ansamblul Jianca. Când s-a restructurat masiv, cum se știe, după Revoluție, am mers la Vișina și am continuat această activitate culturală. Foarte frumos. Este primul grup de bărbați din Vișina? Da, da, n-am mai fost. Și singurul? Singurul, da. Iată o idee originală care, zic eu, că are succes acolo. Da, avem de fiecare dată și avem și o sărbătoare a comunii și am observat că an de an ia și mai multă amploare, oamenii vin cu drag să ne asculte. Bine că mai sunt și alți soliști, nu numai noi, prezentăm spectacolul. Este foarte frumos ceea ce ați făcut dumneavoastră, mai ales că aveți și dumneavoastră câțiva ani de muzică în spate. Da, s-au adunat, recunosc. Dar ce se întâmplă? Mi-a plăcut mult mai mult să organizez decât să mă afirm eu și să merg să fac popularitate. O să vreau să vorbiți mai multe despre ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră această pasiune, pentru că știu că nu este singurul grup pe care dumneavoastră îl coordonați și aveți grijă de el, aveți sub aripa dumneavoastră. Însă, înainte de a ne povesti dumneavoastră mai multe, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă după publicitate vom reveni cu melodii din partea invitaților mei. Ne vom bucura de cântece autentice oltenești venite din județul Olt, din Vișina. Vișina veche. Imediat după publicitate îi vom asculta pe invitații mei Ionel Marcu și grupul Vișinari. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am stat pe ciormă să-mi iau o fată să-mi placă, nici bogată, nici săracă. Nu-mi trebuie cu avere, o vreau doar cu mângâiere. Nu-mi trebuie boi, nici vacă, numai ochii ei să-mi placă. Bunul Dumnezeu să găsește îmi doresc eu, măi, o fată cu mintea întreagă, să-i fiu drag, să-mi fie dragă. Aș scurta drumurile pe la toate mândrele, măi, să mă știu la casa mea doar eu cu mândruța mea, măi. De zi de sărbătoare în sat este horă mare, să ies cu mândruța mea, să mire toată lumea, măi, și să iau hora înainte, lumea să mă țină minte. Și mândruțele din sat, că ne-i caion s-a însurat, măi, să mă așez la casa mea doar eu cu mândruța mea, măi. Câte zile om avea să trăim alăturea, așa-i jocul pe la noi.
șase și eu pe vale, ca să joc în fora mare. Cu flăcăii la oaltă, să jucăm sârba săltată. Zilăută mai cu foc, că sunt cu mândra pe un loc. Să-mi o joc, să-mi o învârtesc, că așa-i jocul românesc. Cine pe-aici o petrece, n-ar mai zice să mai plece. De traiul care-l trăiește și de valea ce-mi florește. Așa-i olteanul făcut, cât trăiește pe pământ. Să joace și să muncească și mândra să-și o iubească. Mă mândre și cânt mereu, că aici m-am născut și eu. Și am să spun la fiecare că vișina-i ca o floare. Da, și vișina a fost în această seară și ne, de fapt este în continuare alături de noi și ne cântă domnul Ionel Marcu alături de ansamblul, fapt grupul vișinarii de acolo din Vișina. Da, domnul Ionel, v-am spus ansamblu, dar de fapt sunteți grup. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile și mesajele. Însă nu uitați că toți cei care ne veți suna veți putea câștiga la finalul emisiunii un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Așadar, vă așteptăm telefoanele și în această seară de vineri. Sunteți tare mândru, domnul Ionel, de domnii pe care îi aveți dumneavoastră aici, îi coordonați. Sunt foarte bucuros că am reușit să-i conving să mă urmeze. Eu m-am străduit. Vreau să-mi spuneți cum i-ați convins după ce vorbim cu un telespectator. Bună seara! Alo. Bună seara! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Bună seara pentru invitații dumneavoastră. Bună seara pentru dumneavoastră. Să ne spuneți și cum vă numiți și de unde ne sunați? Sunt Cârnaru Elena din Lipov. Da, doamna Elena. Lipovul Mare. Vă ascultăm. Și vreau pentru băiatul meu, pentru fetele mele, pentru Andrei, pentru Cătălin, pentru Cristina, nepoții mei, pentru Ionuș, pentru Delia, pentru vecina mea, Nioara, Viorica, Gica și pentru dușmancele mele. Ho, 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 am ajuns iar la capitolul dușmani și dușmance. Mulțumim! Și vrem cu dușmancele, dacă se poate. Ha, mă leu, ce ne facem noi cu dușmanii ăștia căștăruți în fiecare seară? pentru emisiunea următoare promit că am să compun un cântec cu dușmancele. Ia auziți. Da, am auzit. Bună seara! Să rămână! Vă mulțumim, doamna Elena, pentru telefon. Vă dedicăm cu drag toate melodiile și pentru cei dragi pe care dumneavoastră i-ați amintit mai devreme. Domnul Ionel, cum să nu aveți melodie cu dușmanii? Chiar nu aveți dușmani? Nu avem acum. Nu aveți acum? Program, dar avem alt. Vreau să-mi spuneți cum i-ați convins pe domnii care avem astăzi aici, dar și pe cei care mai care sunt. Da. Deci eu prima dată am pus niște afișe cum că aș vrea să fac un grup folcloric bărbătesc. Vreo 30 de bărbați s-au prezentat, dar bine, unii nu aveau nici în clinici mânecă și cum m-am priceput și eu am făcut o selecție, cam cât de cât... Singurel ați fost juriul? Singur, poftiți? Juriul, doar dumneavoastră. Nu, eu am fost în juriu, eu singur, da. Și am făcut și eu o preselecție și am oprit pe acești băieți. Da. Pe cei mai talentați din Vișina. Aș vrea să spun și eu o vorbă, dacă se poate. Se poate. Să știți că noi ăștia care suntem aici, am venit în convingere nici de cum că am fi fost obligați sau am venit în convingere, pentru că ne place. Altfel nu rezistam de atâta ani de zi. Poartă cu drag fiecare costumația procurată de mine. Aveți toți la fel. E toată costumația da, da, mea. Da, da, da. Eu m-am străduit și am bătut toate comunele în apropierea comunei Vișina, așa, și unde am auzit că există un pieptar, am mers, am bătut în poartă.
Și toate unele sunt autentice. Mai, le-am mai cumpărat, altele mi le-au dat... Le-am mai reparat, le-am da, mai... Le-am recondiționat. O avem pe tanti Margareta, care de fiecare dată... Vișina. Din Vișina. Pe care o salută. Tanti Margareta Iacob, care ne-a recondiționat pieptarele și la cămăși, indiferent ce problemă avem, dânsa e alături de noi și ni le... Spunea colegul dumneavoastră că au venit în grup din convingere. Cum să nu vină așa, când dumneavoastră aveți atâta grijă de dumnealor? Vreau să continuăm, însă știți că cei de acasă vor să stea de vorbă cu noi și să facă dedicații, așa că spun din nou bună seara! Bună seara! Bună seara! Cu cine avem plăcerea? Jinca mă numesc! Cum vă numiți? Jinca! Jinc, bine, vă ascultăm, domnul! Jinca din Craiova! Da! Vreau să-i transmit lui domnul Ionel Marc multă sănătate! Mulțumesc. Eram colaborator de muzică populară din 1989 agențiile Praide Dor la Pitești. La Pitești, da, da. Cu domnul Fronie. Sigur că da, Ștefan. Da, Fronie Ștefan. De la Obârșie. Da. Eu sunt Gică de la Mat. Domnul Gică. Dormeam parc în tot pat la Pitești. Multă sănătate. Multă sănătate, să trăiți. Mulțumim. Da. Mai aveți ceva de adăugat, domnul Gică? Mulțumim frumos pentru telefon. Mă bucur tare mult că iată v-ați revăzut colegul, da? Da, da. Nu știu. Probabil că am fost la un festival, că despre asta spunea. La Pitești, Algeșule, Plai de Dor, da. Îmi amintesc că am fost acolo. Colindă-te așa prin țară. Am fost la peste 40 de festivale de folclor, trimis de Școala Populară de Artă de aici din Craiova. Ca participant? Concurent. Da, concurent. Foarte bine. Și... De fiecare dată mă întorceam cu un premiu. Asta voiam să zic. Asta voiam să zic. Revin la colegii dumneavoastră care spuneau că n-au venit aici din obligație, ci din convingere. Așa este. Cum așa să este. Nu vină din convingere pentru că aveți atâta grijă de dumnealor? Chiar și înainte de emisiune le spuneați, le aranjați costumația să fie frumos. Să fie cât de cât. Da. Haideți să spunem din nou bună seara unui telespectator. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Cu cine stăm de vorbă? Conciu din Lipovia. Vă ascultăm. Da. Tot pentru familia Dobrescu, pentru Maria Bucă, pentru Doru Șelaru, pentru secretar și pentru toți de la primărie. Am înțeles. Vă mulțumim frumos pentru dedicații și pentru telefon. Să rămâneți alături de noi pentru că invitații mei au multe melodii pregătite să ne bucure în această seară și sunt autentice, ceea ce este mare lucru, spun eu. Domnul Ionel este... Al treilea ansamblu pe care dumneavoastră îl invitați și îl coordonați, spun bine? Da, deci în 1975 am venit de la Vișina, m-a adus părinții la liceul numărul 1 să mă fac prelucrător prin așchiere, strungar, mai bine zis. Și acolo am găsit câțiva copii talentați ca și mine, instrumentiști fiind... Continuăm povestea după următorul telefon. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup. Spun din nou bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cu cine stăm de vorbă? Tita Matei mă numesc. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Săruna. Vreau și eu o dedicație. Da, doamnă pentru Tita. Pentru băiatul meu, pentru fica mea, pentru Nora și tinerele meu, cât și pentru nepoții mei pe care îi iubesc foarte mult, pentru toți cei care mă cunosc și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră și pentru întreaga echipă a dumneavoastră. Mulțumim frumos, doamna Tita! Așa este că noi ne cunoaștem! Da, sigur că da! Vedeți? Portă creația dumneavoastră și a lui Florin. Pot spune. Da? Da. Vă doresc emisiuni cât mai multe și o seară bună în continuare să aveți.
Multă sănătate. Mulțumim frumos, mulțumim pentru telefon. O seară frumoasă să aveți alături de noi și dumneavoastră. Revin la domnul Ionel, care vorbeam despre primul ansamblu pe care dumneavoastră l-ați înființat. Da, am contribuit la înființarea lui. Deci eram la numărul 1 acolo pe Frunzei și am găsit vreo 7-8 băieți, instrumentiști fiind, și fete au venit după aceea soliste și prezentam spectacole când erau ședințe cu părinți. Da, eram la Clubul Electroputere prin 76 și acolo în culise a venit domnul profesor Lili Caimac, de care vă spuneam mai devreme. Și m-a invitat să merg la școala populară, ceea ce am și făcut. Deci, iar eu vă invit să spunem din nou bună seara! Alo? Alo, bună seara, doamnă! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, bună seara! Cu Stancu din Caracal. Din Caracal, vă ascultăm! Aș dori să fac și o dedicație pentru băiețelul meu, drag, pentru soția mea, pentru prietenii mei și, nu în ultimul rând, pentru dumneavoastră. Mulțumim tare mult și pentru dumneavoastră, zic eu. Și eu vă mulțumesc. Mă bucur tare mult că ne urmărește și Caracalul în această seară, pentru că avem invitații de acolo, din zonă. O aruncătură de băți, să spun. O aruncătură de băți, da? Ați urmat Școala Populară de Artă. În acea perioadă ați înființat și primul ansamblu. Da, la liceul numărul 1. După aceea am terminat profesionala și m-am angajat la IUG. La IUG, dacă aveam această pasiune, am căutat la fel băieți talentați, instrumentiști, soliști. Ați înființat de-a lungul timpului doar grupuri de băieți, de nu, bărbați? Ansamblu. Ansamblu, acolo, ansamblu cu 10 perechi de dansatori. Păi am avut coreograf pe maestru Marin Stârcu, pe care îl salut. Da, a fost domnul Manu, dirijor, Neatiti Pârciu. Am avut o formație foarte, foarte bună. Deci eram susținuți, eram de conducerea de domnul director Ghebam, domnul director Popeci. Și noi avem în această seară pe telespectatorii noștri dragi alături. Din nou, le spun, alo, bună seara! Alo, să rămână, sunt Cristi din Lipov. Te ascultăm! Și aș vrea să fac câteva dedicații. Pentru fata mea care luni pe 25 face 2 anișori. La mulți ani! Pentru părinții mei, pentru nașul meu, primarul Mitică Dobrescu și familia dânsului, le urez multă sănătate. Pentru băiatul meu, pentru soția mea și pentru bunicul meu Ceaușescu. Am înțeles. Mulțumim frumos și pentru dumneavoastră, spun eu, întreaga emisiune și toate melodiile invitațiilor mei. Bine, să rămână la revedere. Sănătate. Așadar, ați înființat și ansamblu. Ansamblu Jianca, la IUG. Da. Deci eram vreo 40 de membri la ansamblu. Soliști, instrumentiști, dansatori. Vă este mult mai ușor aici la Vișina, că sunt mai puțini membri de cor, mai puține persoane. Mă simt foarte, foarte bine în mijlocul vișinarilor mei și care mă susțin și... Da. Foarte frumos, pentru că e important să vă simțiți bine în mijlocul dumnealor și e important că cei de acasă sunt alături de noi. De noi. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? S-a trerupt. Îmi pare rău, însă vă așteptăm din nou să ne sunați. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile. În Vișina avem și un grup de dansatori? Păi sigur, am grupul coordonat? De mine. Așa, am un băiat care i-a pregătit pentru dansuri, că nu mă simt în stare și la dansuri. Și Costel Parnescu, am 10 fete și 10 băieți care sunt la mine la ansamblu acolo. Da. Aveți suite de dansuri, avem toate jocurile specifice zonei noastre pregătite. Și pe unde participați să le arătați oamenilor
Deci, în afară de sărbătorile din comuna dumneavoastră. În afară de sărbători am fost și pe la mai multe festivale, invitați în afara, deci nu un concurs, da, cum ar fi Corabia de Aur, Cântecele Dunării la Ianca, la Tufene am fost, mai colaborăm și cu ansamblu profesionist Doina Oltului. Foarte frumos. Da. V-ați gândit vreodată că puteți merge mai departe la un alt nivel cu domnii pe care îi aveți? Sub aripa dumneavoastră? La nivel... Să faceți poate un ansamblu, să participați la festivaluri, la concursuri? Da, m-am gândit și la așa ceva, dar trebuie investiție. Trebuiește. Acum trăim o mare, mare bucurie noi artiștii din Comuna Vișina, pentru că domnul primar al comunei noastre, domnul Constantin Stănescu, ne renovează căminul cultural și suntem foarte, foarte bucuroși. Deci și renovare, dotare, tot ne pune la punct. Căminul cultural care e de vreo 60 de ani construit. Al cărui director? Da. De unde și aici, așa cum vă respectă colegii dumneavoastră, domnul director. Da, așa s-au obișnuit. Mai mult copiii îmi spun, ei îmi spun pe nume, colegii, băieți. Este foarte frumos ceea ce faceți, eu vă felicit. Așa am considerat și eu. Mulțumesc. Dar cât de greu vă este să formați repertoriul? De unde culegeți ația cântece? Repertoriul am cules majoritatea cântecelor de la rapsozi, de la noi din zonă. Și am încercat și am fost foarte atent să le cânt exact cum le-am preluat. Deci nu le-am înflorit, nu le-am adus nicio îmbunătățire. Nici melodic, nici text, ca text. Și unde faceți dumneavoastră înregistrările? Cine vă ajută? Înregistrările le-am făcut cu orchestra Doina Oltului. Au dânsi acolo un studio. Nu e chiar performant așa, dar oricum e foarte bun. Este foarte bine, eu zic să mergem mai departe cu două melodii. De data aceasta vreau să ascultăm întreg grupul, să vedem cum cântă domnii pe care, de care sunteți atât de mândru dumneavoastră. Și vreau să dedic toată emisiunea din această seară Mihaelei Popa, doamnei Marcela Nanu, să-i spun la mulți ani mamei mele, care astăzi a schimbat prefixuri, dar și Tudoriței Popa, care weekendul acesta mai sărbătorește încă un an, care îl adaugă acolo. Mergem mai departe cu două melodii frumoase din partea grupului Vișinarii și domnul Ionel Marcu M-a făcut mama Oltean și Iancu Gianu. Thank you.
și gălbiu. Pe grupul Vișinarii din Vișina, județul Olt, alături de domnul Ionel Marcu, cel care îi coordonează. 0720 880 480 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile. Suntem aici pentru dumneavoastră până la ora 10 și nu uitați că toți cei care ne veți suna veți putea câștiga la finalul emisiunii un talon de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu Atelier. Vă dorim mult succes și iată că numărul nostru de telefon a fost deja apelat, așa că spun bună seara! Bună seara, Claudia! Bună seara! Domnul Marian? Da, cam tot ce sunt. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Vă ascultăm! Să mai dă și noi o dedicație, să fie din partea lui Moraru Cicu și Nicu, Sagu Gorocile, Gicu Bonculescu, Fare Pădurarul, Nae Sobaru și Mașu de la Lipovul Mic, Felă, și pentru secretarul Aurel Buștică și primarul Dumitru și pentru familia lui. Să vă zicem o seară bună!
O seară bună, domnul seara. Marian, mulțumim frumos pentru telefon. Sunteți tare norocos, nu știu cum reușiți să intrați de fiecare dată atât de des în direct alături de noi, însă pe mine mă bucură acest lucru. Nu uitați că vă așteptăm și pe dumneavoastră să faceți dedicații la numărul de telefon afișat pe ecran. Și revin la domnul Ionel, pentru că am spus, dumneavoastră sunteți capul răutăților, între ghilimele, spus a tot ceea ce se întâmplă pe partea muzicală acolo, da, da, în Vișina. Care sunt oamenii care v-au influențat încă de la început să înființați acest ansamblu și v-au susținut totodată? Păi, care m-a influențat, v-am zis, domnul profesor Lili Calimac. Și cine m-a susținut? Domnul primar Constantin Stărescu, domnul viceprimar Marița Gelu, consilierii locali din primăria Vișina și cam atât. Cam atât. Deci este foarte bine. Sprijinit, m-au susținut. Este foarte bine că aveți sprijinul dumneavoastră și sper să vă sprijine în continuare pentru că faceți și lucruri frumoase. Voința mea și ambiția, am zis, eu am procurat toate pieptarele care foarte greu. Mai e un meșter popular la noi acolo, Nea Mitrel Liceanu, dar... La Vădastra. La Vădastra, se fac foarte greu, foarte. Haideți să mai vorbim cu un telespectator. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Cu cine stăm de vorbă? Din județul Dolj. Din județul Gor? Dolj. Dolj, da. Dolj. Da, din Palilula. Să sunt din Acorabia, ca sunt căsătorit în Dolj. Foarte bine. Aș vrea o dedicație. Cu drag. Pentru nepotul meu, Cosmin, pentru nepoata mea, Maria, pentru cu fetele mele, Georgiana, Mariana și băiatul Marius, și nu în primul rând pentru soția Gheorghita. Am înțeles. Și tinerii Ionuș și Dorin. Cu grupul de la Vișina. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru dedicații și pentru telefon și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară frumoasă să aveți. Mulțumesc. Vreau să mai vorbim puțin și cu dumnealor, pentru că i-am lăsat așa deoparte. Sunt foarte energici și bucuroși de fiecare dată că când interpretează melodiile, i-am văzut și cânt așa cu tot dragul. Din suflet, din suflet. Din suflet. O să vreau să vorbim cu fiecare dintre dumneavoastră, însă trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Vă pregătiți că vă iau la întrebări din nou. Interviu. La interviu, așa cum spune domnul Ionel. Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, însă nu revenim. Nu e frică să nu vă... alături de grupul Vișinarii. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți.
vale, bobocel de floare, vino pe cărare, că e sărbătoare. Mândră de pe vale, bobocel de floare, vino pe cărare, că e sărbătoare. Să te duc la bâlci, să-ți cumpăr papuci, bâlci la vădăstrița, duc să-mi dai gurița. Să te duc la bâlci, să-ți cumpăr papuci, bâlci la vădăstrița, duc să-mi dai gurița. Din bâlci om pleca, mărioara mea, la hora din sat până pe-n serat. Din bâlci om pleca, mărioara mea, la hora din sat până pe-n serat. Și n-o-n veseli până s-o-n murgi, să te iau acasă, să te fac mireasă. Și n-o-n veseli până s-o-n murgi, să te iau acasă, să te fac mireasă. Lumea o afla și s-o bucura, că astăzi în sat eu m-am însurat. Lumea o afla și s-o bucura, că astăzi în sat eu m-am însurat. Toamna o veni și ne-om logodi, în zi de sărbătoare facem nuntă mare. Și om invita pe toată lumea, trei zile om juca ca la vișina. Am împreună, nici voi să nu mă uitați, dar aminte să luați. Dragostea vine și trece și ne facem de poveste. Seama că destul am stat fecior și trebuie să mă însor. Ceasul mie mi-a sunat și de pași m-am însurat, așa cum am fost ursat cu o fată din alt sat. Să ai mereu lângă tine omul pe care-l iubești și cu el te potrivești. Mândrelor să țineți minte, m-am făcut băiat cu minte. Nu vă mai gândiți la mine, că am nevastă și-o duc bine. Mândrelor să țineți minte, m-am făcut băiat cu minte. Nu vă mai gândiți la mine, că am nevastă și-o duc bine.
Sau las. O duce bine domnul Ionel Marcu, iar colegii dumnealui îl aplaudă pentru că atât de multă energie, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, este aici, dansează și se bucură de melodiile frumoase pe care ni le-au adus în această seară. 0720880480. Vă așteptăm în continuare dedicațiile la acest număr de telefon. Așa cum spuneam înainte de a ne cânta, vreau să iau așa la rând fiecare să-i mai întreb câte ceva. Să nu zică că au plecat de aici ne vorbiți. Eu știu cum e să mă țină cineva să nu vorbesc. Vreau să... Cu cine începem? Cu dumneavoastră? Tot aveți microfonul, dar sunteți salvat de un telefon. Bună seara! Să nu fie unul în doi. Bună seara! Bun venit alături de noi. Cu cine avem plăcerea? Ilie Petrică. Da, domnul Ilie, de unde ne sunați? Din Lipo. Da? Ce vreți eu, ceva, o de toată mapa muzicală pentru Guran Daniela. Da? Pentru frații Chiro. Pentru familia Dobrescu, primarul, cu soția, cu fetița. Și pentru toți colegii care cunosc numele Ilie. Am înțeles. Și pentru dumneavoastră special. Mulțumim frumos, domnul Lilie. Să rămână o noapte bună. Da, încă nu ne culcăm de acum, domnul Ilie, mai avem de cântat până la 10. Eu pentru când terminați. Mulțumim frumos, domnul Ilie, pentru telefon. O seară frumoasă să aveți și imediat iau puțin la întrebări și îi pun să ne cânte, pentru că ne-au adus multe melodii și e păcat să noi ascultăm în această seară. Ia spuneți-mi... Vă ascult. Domnul Ilie, spunea să cum vă numiți? Nicolae Singu. A, domnul Nicolae, să știți că eu am talent să botez oamenii, am de dat la Paște și la Crăciun o grămadă de... Contra, de Paște vă aștept cu un mir. Puteți să mă așteptați, dar să mă duceți pe caiet. Da. Am atât de multe de dat de... Da. Ia, spuneți-mi, de cât timp cântați dumneavoastră? Ca să vă spun sincer, cred că de când eram de 4-5 ani. Când m-am pomenit eu, când au apărut picupurile, dacă vă aduceți aminte, discurile cu asta, cu ale Ion Dolonescu, Maria Ciobanu, Maria cu Nelu Bălășoiu, și mi-a plăcut. Și de atunci am început să prind și eu câte ceva, câte ceva. Și la noi este o sărbătoare. De exemplu, la anul nou, ne întâlnim mai multe familii. Și care cu vin cu cântați acolo, nu? Da, eu împreună cu un văr al meu a murit, Dumnezeu să-l ierte, ne-am apucat să cântăm. Și de atunci am prins drag așa de... Nu pot să mai uit. Foarte, foarte bine. Să vedem și pe colegul. Nu vreau să vă mai spun numele, că ați înțeles de ce, da? Da, înțeles. Spuneți-mi dumneavoastră de cât timp cântați. Eu cânt tot așa de mic copil. Taică mi-a cântat la fluier, a fost în echipa de fluier așa de comunic șerbănești, condusă de Dumitrana, bine că au murit. Și am cântat și eu, dacă am auzit la el, tata țineam de coarnele pluri sau mâna în cai la plug și el cânta, fluiera. Și am învățat multe cântece și de la el chiar. Bătrânești. Foarte, foarte bine, aveți ceva de când cântați și de când iubiți folclorul. Haideți să mergem mai departe, vă dau, Florin, vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos că mi-ați șoptit cum se numește colegul dumneavoastră, dar luăm un telefon, îi dăm așa puțin timp. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Cu Dumitru. Dumitru? Da. Așa, de unde ne sunați, domnul Dumitru? Poftim? De unde ne sunați? Din Buzău. Vă ascultăm. Mi-am vrea să fac și eu o dedicație pentru sora mea. Da? Pentru fratele meu. Da? Și pentru mama mea. Cu drag. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. La rămână. La revedere. Domnul Florin, bine că mi-a așteptat domnul Ionel Marcu. Eu, ce să vă zic, am cântat mai de micuț, când mergeam cu ei, cu copiii, le
cântam frumos la câmp cu mielușei, noi ne distram, ne jucam, dar odată mai și cântam. Și după aceea, când domnul Ionel Marcos a retras la Vișina Veche, mi-a plăcut mai mult să mă apropii de dânsul ca să fie ceva mai frumos, mai serios. Nu știam pe note pe astea și azi până aici, gata, mergem la un grup serios ca să iasă ceva frumos, să învățăm mai multe, să ne plimbăm totodată, să vedem țara. Am fost și pe la Favorit, și pe la Ienu. Foarte bine! Am vizitat mai multe. Și eu că și eu l-am recompensat pe el, pentru că m-a urmat. Când am aflat că s-a înființat două posturi de agent de pază la primărie, am insistat și eu și-am pus o vorbă bună și l-am angajat la primăria Vișina. Și vă mulțumesc! Foarte frumos! Îmi place că vă ajutați și că sunteți acolo uniți, nu doar prin cântec, ci prin prietenia și respectul pe care vi-l purtați. Da. Mergem mai departe, însă, cu un telefon și apoi cu dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Conciu din Lipov. Vă ascultăm? Aș vrea să eu cu pușca și cureaua alată o dedicație. N-avem în această seară pușca și cureaua alată, însă cu drag vă dedicăm toate celelalte melodiile. E bine. Pentru pentru domn primar, pentru tot din primărie. Am înțeles. Și pentru dumneavoastră. Și pentru mine, da. Mulțumim frumos pentru telefon. Să aveți o seară frumoasă. Cel mai bun pentru bănică șoferul. Pentru domn șofer. Pentru bănică. Bănică, am înțeles. Mulțumim frumos pentru telefon. Rămâneți în continuare alături de noi. Șoptiți-mi. Da, mă numesc Ionel Petroi. Domnul Ionel, da. Mi-a plăcut de mic să cânt, de la vârsta de 5-6 ani de zile. Am participat la toate serbările cu doamna Rodica Sabu, fost directoare de bibliotecă, dânsa se ocupa cu așa ceva, cu serbările astea, cu doamna profesoară Stoian Mariana, cu domnul Băluță Costadin, fost director al Școlii Generale de la Vișina Nouă, și am participat la toate serbările, toate spectacolele pe unde am fost invitat, am cântat de mic. Mi-a plăcut foarte mult să cânt ca solist de muzică populară. Îl imitam mai mult pe Dolănescu. Haideți să mergem mai departe cu un telefon și apoi revenim la dumneavoastră. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine sunt de vorbă? Cu Alin de la Făcăi. Alin de la Făcăi, vă ascultăm! Aș dori să fac și o dedicație specială pentru prietenul meu, Lie Grasu, din Autogara 9. Da? Cel mai tare geamfar de capre. Ce râdeți, domnul Alin! Foarte frumos că-i faceți dedicația! Nu mai puteți! E veselie mare acolo! Mulțumim frumos pentru telefon, pentru cei dragi dumneavoastră, să fie toate melodiile din această seară. Mergem mai departe și să vreau să-mi spuneți și dumneavoastră de cât timp... Eu mă numesc Florin Tănase, din comuna Vișina Veche, județul Olt. Eu m-a descoperit doamna învățătoare Pasăre Violeta de la Vișina din clasa 3-a, când la o repetiție am cântat, m-a pus să cânt în duet cu o domnișoară care mi-a fost colegă, da, Neagu Verginica, și de atunci doamna învățătoare mi-a zis că am timbru vocal de muzică populară, să mă acces pe muzică populară, și am început de atunci să cânt așa, la diferite ocazii, de exemplu la anul nou când se ducea la moașă cu părinții, când mă duceam la moașă, cântam în grup, când tot mergeam felul de evenimente din familie. Da. De exemplu, la când se spune a treia zi de Paști, la noi când este sărbătoarea Goviei, da. Sau când se spune atunci horă de pomană, când se spune toate astea, cântam cu toții acolo la un grup. Și a ajuns la 12 ediție.
Da. Sărbătoare. Dacă tot ați pomenit de cântat, haide să ne cântați cu mare drag alte două melodii. Ascultăm întreg grupul Vișinarii cu melodiile Gianca și Bob de Rouă. Să mai pot cânta.
dragostea în sân, măi, la nanenii, când noi ajunge bătrân. Calderele, Doamne, n-am făcut, măi, la nanenii, am iubit ce mi-a plăcut, măi, la nanenii, de când eram copilii. Ursitoarea leană m-a ursit, leana nenii, să fac omul fericit, măi, leana nenii, atunci când e necăjit. Ursitoarea leană m-a ursit, leana nenii, să fac omul fericit, măi, leana nenii, atunci când e necăjit. Și pe noi ne-ați făcut și ne faceți în continuare fericiți în această seară. Am ascultat grupul Vișinarii din Olt. 0720880480 este numărul de telefon la care vă așteptăm în continuare dedicațiile și să ne fiți alături în această seară. Domnul Ionel Marcu, vreau să mai vorbim puțin despre grupul Vișinarii și vreau să-mi spuneți care a fost cel mai greu moment, cel mai dificil prin care ați trecut de-a lungul timpului. Păi, consider că cel mai greu moment a fost procurarea costumației. Nu mă puteam prezenta la un spectacol civil. Trebuie să apari într-un port popular. Și cred că am reușit. Deci am trecut peste acest obstacol. Și ați reușit să le faceți, să toată le lumea la fel. Pe toate toți. La fel. Da. Dar cel mai frumos moment? Cel mai frumos moment a fost când am fost la un alt post de televiziune și ne-am prezentat bine și când am venit în comună, toată lumea ne felicita și ne mulțumea că i-am reprezentat cu drag și asta e cea mai mare bucurie și satisfacția noastră. Cred că de fiecare dată vă primesc cu atât de multă sigur, bucurie. Da, da, ba din contră ne îndeamnă. Când mai mergeți, când mai apăreți, când... Cu la fel de multă bucurie primim și noi telefoanele telespectatorilor noștri, așa că spun din nou alo, bună seara! Bună seara! Ne-ați părăsit! Vă așteptăm din nou telefonul 0720880480. Și revenim și spuneți că primiți multe felicitări și încurajări din partea consătenilor. Dar dumneavoastră, domnul Ionel, de cât timp cântați? Am întrebat pe colegii dumneavoastră, dar dumneavoastră? Și eu tot de mic copil cânt, de când eram la grădiniță, dar cum v-am zis și mai devreme, mă căiesc acum la o vârstă un piculeț mai înaintată, că nu am făcut mult mai mult ceea ce au făcut colegii mei de Școala Populară de Artă. Care au fost colegii? Păi am avut o clasă minunată, așa ne spunea doamna profesoară Paula Dogăroiu, și să vă amintesc pe Neta Soare, Rozica Petra, Ilie Dârvăreanu, a fost Firuța și Ilie Bogdan, au fost cu un an mai mari, Rodica Chircă, a fost o clasă. Haide să mai vorbim cu un telespectator și mai povestim imediat. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Cu cine sunt de vorbă? Tot domnul Ilie Petrică mă deranjează, domnită! Nu este niciun deranj, este o plăcere! Nu este niciun deranj, este o plăcere! Vă rog să vorbiți... Puțin mai aproape de telefon și să dați televizorul mai încet, să ne auzim doar prin intermediul telefonului. Da, domnită! Vă ascultăm cu mare drag dedicațiile! Pentru familia Marian și Agina Dobrescu. Da. Pentru Pasicilo, Florin și Tăruț. Da. Pentru Daria, Focan și Răzvan. Așa. Și Nicușor cel mai mic, care duminică viitoare îl botezăm. Să vă trăiască. Și dumneavoastră să trăiți. Mulțumim. Și pentru toată comuna Lipovul. Așa să fie. În special pentru domnișoara Dobrescu. Am înțeles.
Mulțumim tare mult pentru telefon, rămâneți alături de noi, pentru că eu îi pun pe invitații mei chiar în următoarele momente să ne mai cânte, să ne bucurăm de melodiile dumnealor și mergem mai departe cu domnul Ionel Marcu, cu alte cu mare drag, da. Cu permisiunea noastră să fac și eu câteva dedicații. Dedic toată emisiunea domnului Dan Ancuța, de aici din Craiova, domnului director Ionel Savu, domnului comisar Vali Cernea și tuturor consătenilor mei de la Vișina Veche. Așa să fie și pentru Lenuța din Ghercești, spun eu, să fie întreaga emisiune și toate melodiile din această seară. Le ascultăm în următoarele momente pe Ionel Marcu cu melodiile Pune tată coasa în prun și Omule ce ai bani mulți. Pune, tată, coasa-n prun, că de-acum ești bătrân, măi. Lasă boii, lasă plugul, ți s-au dus anii de-a rândul. 71 au trecut, de când tată te-ai născut, ți s-au dus puterile, veni bătrânețile, măi. Dă-mi tată mie coasa, să mă învăț și eu cu ea, măi. Să-mi văz cum s-o mânuiesc și pânul cum să-l cosesc, măi. Ascultă, taică, la mine, coasa nu e pentru tine, nici boii și nici plugu, că tu ești cu cântecul, măi. Coasa o să ruginească, n-are cine s-o mânuiască. Boii o să-i duc la târg, într-o vinere să-i vând, mă. Plugul să-l duc la fier vechi și banii să-i pun la cec, pe coperta cecului, numele nepotului, mă. Taică, ai avut noroc să gâți la lume cu foc, mă bucur că o duci bine, n-ai muncit din greu ca mine. Ți-ai distrus sănătatea, nu vezi cum ți-au trecut anii, ce mai faci, frate, cu banii? Ia, omule, ia de bea, că nu împărățești lumea, când ghemul s-a terminat, salutare și-ai plecat, mă. Thank you.
cearta, că la orice pas e moartea. Te pândește să greșești și te înhață cât clipești, mă. Viața-i scurtă, trecătoare, ca o apă curgătoare, e ca frunza codrului în bătaia vântului, mă. Ia, omule, ia de bea, că nu împărățești lumea, când e mult s-a terminat, salutare și-ai plecat, mă. Nu vezi, frate, cum fac eu de rămân tânăr mereu, mă. Când îmi floresc florile, mă-ntâlnesc cu mândrele, mă. Și culeg urzicile, să schimb nene sângele, să rămân tânăr cum sunt, să fac ce vreau pe pământ, mă. De-aia beau și mai petrec, că văd zilele cum trec, ce fac azi nu mai fac mâine, și rămân toate de mine. De-aia beau și mai petrec, că văd zilele cum trec, ce fac azi nu mai fac mâine, și rămân toate de mine. L-am ascultat pe Ionel Marcul din Vișina, județul Olt. 0720880480 este numărul de telefon la care în continuare vă așteptăm dedicațiile dumneavoastră. Domnul Ionel, îmi spuneați puțin mai devreme că nu ați făcut tot ce v-ați fi dorit, poate, sau ar fi trebuit pentru muzică. Ce nu ați făcut mai exact? Ce nu am făcut? Ce regretați? Deci am fost programat să fac disc electrecord, 4 piese. Și tocmai atunci tatăl meu ce, mă, lasă că cheltui niște bănuți, hai să-ți iei o mașină mai bine. Și am renunțat. La muzică, în favoarea, muzică, în favoarea unor lucruri benefice în gospodărie. Deci, cum v-am zis, eu am căutat pe orice cale să conduc, să înființez, să, decât pentru mine. Deci am și eu, am, ca să vă spun, am 9 casete, însumând 130 de cântece, casete audio, și 2 CD-uri. Foarte bine, la cât mai multe de acum încolo. Mulțumesc, mulțumesc. Ați făcut sacrificii pentru muzică? Nu. Nu am făcut prea mari sacrificii, recunosc. Dacă făceam, eram și eu unde sunt colegii mei care am plecat... odată de jos cu toți. Haideți să mergem mai departe cu un telefon din partea telespectatorilor noștri. Îi spun din nou bună seara. Alo, să rămână. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Domnul Mișu, care am lucrat la pompieri cu domnul Marcu. Și de unde sunați, domnul Mișu? Cu domnul Marcu la Iuc. Oh, sănătate, colegule, sănătate. Să trăiești, bă, Marcule, te văd la televizor și să-i că să te salut și să spun și eu la mulți. Mă bucur foarte mult. Mă bucur mult, Mișule. Foarte, mă cunoști, nu știi? Cum să nu? Da, vorbeai toată ziua la telefon. Așa, bă. Că pentru familia mea. Toate cântecele din această seară ți le dedic ție și familiei tale. Pentru toți colegii noștri de la Iub, de la pompieri. Și pentru șeful Fuiorea. Și pentru Fuiorea, da, șeful nostru care a fost cel mai bun șef. Șef de formație. Bine, mă, domnul Marcu, de asta te văzui de asta seară și zic, hai că-l spun să vorbesc și eu puțin. Că mă bucur foarte mult. Multă sănătate să trăiești, Mișu. Bine ați făcut că ați sunat. Să trăiești, domnul Marcu, mai bine. Sănătate. Mulțumim frumos pentru telefon, să aveți o seară frumoasă. Spuneți că ne-ați făcut sacrificii, dar aveți regrete că nu ați făcut mai multă pentru cântecul popular, să ajungeți puțin mai departe. Da, e un pic necaz. Mie, că văd colegii mei că au făcut progrese și dar credeți că e timpul pierdut?
bătrânețea se apropie așa cu pași repezi și parcă nu mai e aceeași. Dar dumneavoastră nu vreți să o lăsați vină pentru că sunteți tare activ. Da, sigur că da, cât să o mai pute. Spun din nou bună seara unui telespectator. Bună seara. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Cu capra Alexandra Maria. Da, ascultăm, de unde ne sunați? Vreau să dau și de la Norocul Mare. Sigur, vă ascultăm dedicațiile. Vreau să dau și o dedicație pentru unchiul meu, pe capră Măru, este ziua pe 24. La mulți ani. Pentru fratele meu, capră Sebastian Maciu, și pentru ziua pe 28, și pentru vinul Cătălin. Mulțumim și pentru tine! Mulțumesc! Cu drag! O seară frumoasă! O seară frumoasă să ai și tu și să rămâi alături de noi în continuare. Vreți să mergem mai departe cu un cântec, să ne mai bucurați? Cu mare drag, sigur că da. 7 săptămâni din post și ca mine, băiat mai rar. Grupul Vișinarii. Dar aseară când m-am dus, am găsit la cădur pus. Dar aseară când m-am dus, am găsit la cădur pus. Of, mândra mea, cu bațarnei ca dura. Of, mândra mea, că e dulce ca mierea. Să-i lagă tul cu mâna și zăvorul cu căciula. Intra în casă la Lina ca să-mi potolesc inima. Intra în casă la Lina ca să-mi potolesc inima. O, mândra mea, cu bați arnei ca dura. O, mândra mea, că e dulce ca mierea. Scoate mi-a șternut, șapte scoarțe și-un macar, să fie moale sub cap. Șapte scoarțe și-un macar, să fie moale sub cap. O, mândra mea, cu pați ardei ca dura. O, mândra mea, că e dulce ca mierea. O, mândra mea, cu pați ardei ca dura. O, mândra mea. Să nu mă uiți, măi, măi.
așa bine îi păru, măi, mă. Mă luă, mă strânse în brațe, mă sărută cu dulceață, măi, mă. Se mira lumea de noi, cum ne iubeam amândoi, măi, mă. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Thank you.
foilade, trei foilade. Iubii mândre șapte sale, toate cu nume schimbate, vă spun numele la toate. Una Irina și alta Irina, Lisandra și Cupolina. Mai am una în slătioară, cu codița gălioară. Iar mai am una în Calbina, de mi-o cheamă Irina, măi. Alta pe la Vădăstrița, ce mi-o cheamă Niculița. Silica, alta la obârșia, m-așteaptă să ajung la ea, să-mi facă turtă cu miere pe mofta inimii mele. Și are patul făcut pe mâna ei să mă culc, măi. Lele, lele, și iar lele, astea sunt mândrele mele. Mulțumim, Ionel Marcu, pentru alte două melodii frumoase. 0720880480. Vă așteptăm în continuare dedicațiile. Mai avem puține minute din această emisiune, așa că grăbiți-vă să le mai dedicați celor dragi melodii frumoase. Avem deja un telefon. Spun bună seara. Alo. Seara. Bună seara. Alo. Alo. Seruna. Bună seara, cu cine sunt de vorbă? Da, cu Tambuia Urez din Comuna Legoiți. Vă ascultăm. Ai acasă corbiță. Vreau să o dedicație specială pentru soția mea. Da? Pentru fete, am una la Băilesc, una în alt în ras. Așa? Sunt Marcu. Ai dat pe palmul. N-am înțeles. Mai repetați ultima frază. Nu am înțeles. Vă spuneam să mai repetați ultima dedicație. Domnul Ionel Marcu. Da. A, pentru domnul Ionel Marcu. Are omul bani mulți. Are omul bani mulți, melodia acela. Omule, ce omule... ai bani mulți. Da. Păi am cântat-o. Am cântat-o, am cântat sigur melodia. Că da. Da, mai vrem, mai doresc eu o dată. Din păcate nu mai avem atât de mult timp și am pregătit alte două melodii pentru final. Alte melodii pe care are dânsul, alte melodii pe care are. Cu mare drag, cu mare drag. Toată emisiunea, spunem, nu toate melodiile care au fost și cele care mai sunt. Bun, seruna, mulțumesc. Mulțumim. Sănătate frumos pentru telefon. Are omul, omule cu bani. Omule, ce ai bani mulți. Omule, ce ai bani mulți. Ia uite, o melodie da. Care a prins sunt la. Mulți, sunt mulți care au bani, dar și foarte mulți care nu prea au, cred. Vreau să îmi spuneți foarte pe scurt cât de des refaceți repetiții, vă întâlniți. Spuneați că la Căminul Cultural vă întâlniți. La Cămin, da, acum dacă e renovare, domn primar ne-a pus la dispoziție o altă sală. Foarte încăpătoare și primitoare. Deci ne întâlnim în limita posibilităților. Deci duminică de duminică și în zile de sărbătoare, tot timpul, când e vremea urâtă de nu putem munci în gospodărie, ne întâlnim joia de obicei. Deci cam de două ori pe săptămână.
și sperați să atrageți în continuare cât mai mulți tineri de acolo către folclor, către muzica populară. Asta e dorința noastră, da. Pentru că noi pentru dânsii cântăm și asta. Pentru respectatorii noștri, veți mai cânta și ultimele două melodii din această seară și sper eu și altă dată să ne mai... Cu mare drag, cu mare drag dacă ne invitați. Vedem. Vreau să le transmiteți un gând celor de acasă. Pentru toți telespectatorii postului de televiziune TV Alege, le doresc multă sănătate și anul 2016 să le aducă multă fericire și prosperitate. Mulțumim tare mult! N-am uitat de talonul de reducere pe care am promis că vi-l dăm și rog pe domnul de lângă mine să facă extragerea, să trageți un bilețel, să vedem cine câștigă în această săptămână. Dați-mi-l mie, vă rog, să citesc eu. Domnul Stancu din Caracal. Stați mai puțin. Așa. Domnul Stancu din Caracal, ați câștigat talonul de reducere de 50% pentru orice articol vestimentar semnat Florin Burescu. Trage din zonă, trage atelier. Din zonă. Trage din zonă, da? Eu zic că i-ați purtat noroc. Da, păi dar asta am venit. Foarte bine. Vă mai aștept cu drag și altă dată la alte ediții de popas, să mai facem așa câte un popas folcloric pe acolo prin Olt, pe la Vișina. Cu mare drag o să fim prezenți de fiecare dată și vă invităm să filmați sărbătoarea comunii noastre și anume Govia, a treia zi de Paști, an de an. Am înțeles. Vă așteptăm cu dacă drag. Dacă ne invitați, cu mare drag, îl salutăm și pe domn primar. Dacă ne faceți domn primar invitația, da, da, vom fi da, acolo. Vă mulțumesc tare mult încă o dată. Acum, pe final de emisiune, vreau și eu să mulțumesc colaboratorilor noștri. Mulțumesc Florăria Belivenț pentru aranjamentul floral, Florin Burescu Atelier pentru vestimentație, Ionuț Dincă Studio pentru coafiură și Oana Zava și Suzana Petre pentru machiajul meu. Vă mulțumesc dumneavoastră că din nou ne-ați fost alături și în această seară, iar săptămâna viitoare vă dau întâlnire la un alt popas folcloric în direct de la ora 20 la Alege TV. Acum vă las cu două melodii frumoase din partea grupului Vișinarii.
noaptea pe fulgerătură. Să vezi și